Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Acces Direct. Vorbim despre rezultatele campaniei electorale, despre promisiunile electorale, dar și mersul lucrurilor în Republica Moldova până la prezidențiale și după, împreună cu președintele Igor Dodon. Domnule președinte, bună seara, bine ați revenit la Acces Direct. Bună seara și bine v-am găsit. Care au fost primele concluzii pe care le-ați făcut dumneavoastră luni noaptea după procesarea majorității proceselor verbale, care arătau că, de fapt, veniți din urma contracandidatului Maia Sandu și nu ieșiți în față cu cel puțin 4-5 puncte procentuale? Eu cred că sunt câteva concluzii principale după primul tur. Prima, că niciun fel de falsificări și fraudări, așa cum declarau cei de dreapta, autoritățile nu le-au făcut. Țineți minte ce Valer ridicau că, uite, erau panouri pline, Dodon va face falsificări la alegeri. Și ceea ce cum s-a petrecut scrutinul din 1 noiembrie a demonstrat că niciun fel de fraudări, cel puțin din partea autorităților, spun cel puțin de ce, pentru că acum mai discutăm puțin, nu a avut loc. Asta e prima concluzie. A doua concluzie, surpriză, a fost participarea masivă a diasporii, în special din Occident, ceea ce a fost o surpriză în condițiile de pandemie. Și noi avem tot mai multe semnale că acolo a fost organizat transport, autobuse care au adus oameni la secție de vot. Și cei care acum încearcă să vorbească de Transnistria că au adus oameni să se uite în ograda sa. Aceasta este a doua mare concluzie. A treilea, cum și-am spus, nu va fi participare atât de mare din partea Transnistriei. A fost mult mai jos ca în 2016. Per total, eu cred că alegătorii au votat așa cum noi și intuiam, cu excepția diasporii, și acele peste 240 de întrevederi care le-am avut în turul întâi, în campanie electorală, și-au dat efectul, pentru că în interiorul țării eu am ieșit învingător, am luat mai multe voturi decât oponentul meu, care a fost compensat prin votul din diaspora. De fapt, eu cred că au scos maxim posibil ceea ce au scos 4 ani în urmă în turul 2. Aceeași i-a permis să meargă cu câteva procente în față. Și încă o concluzie importantă, vedem că eșecherul de stânga este superior, net superior eșecherului de dreapta, pentru că partidele de centru-stânga, candidații partidelor de centru-stânga, sumar au acumulat 55-56%, iar cei de centru-dreapta 44-45%, toți sunt împreună. Ceea ce e evident că în turul 2, pentru mine personal, candidat de centru stânga, sunt mai multe șanse de a învinge. Totul depinde de consolidarea, mobilizarea electoratului. Eu cred că electoratul mai puțin va asculta mesajele liderilor pentru care i-au votat, mă refer la cei care nu au trecut în turul 2, pentru că ieșau viziunile lor. Viziunile de stânga, viziunile de dreapta, viziunile inclusiv geopolitice. Cu regret, geopolitica din nou apare în discuțiile din acest scrutin, cu toate că în primul tur eu nu prea am observat mari mesaje geopolitice. De ce? Acestea sunt concluziile de bază. Dumneavoastră v-ați așteptat să luați un scor mai mic decât Maia Sandu și în ce măsură, așa să mai distingem atmosfera, doamna de la Etulia v-a purtat ghinion în primul tur. Doamna care a zis că a ghicit în ouă, că veți lua din primul tur, că ghicitori sunt multe din câte îmi dau seama. Eu la fiecare întrevedere, sau la marea majoritate, era că diferite persoane, sau un bătrânel, sau o doamnă, că la sigur câștigați din primul tur, că eu aseară v-am visat, domnul președinte, că asta ghicește în nu știu ce. Eu cu ironie mă uit la toate lucrurile astea. E clar, nu subestimez opinia diferitor persoane în vârstă, dar nu cred eu în tot felul de lucruri de acestea. Dar vă spun, eu am auzit așa lucruri interesante, pentru că la întrevederea aceea unde mi se pare că eram chiar cu soția, în comrat. Era și soția alături și băiatul cel mai mic. Am râs cu poftă de acest lucru. Dar eu mizez pe altceva tot timpul. Eu mizez pe muncă enormă. Eu mizez pe profesionalism. Eu mizez pe discuțiile cu oameni. Eu și în limba rusă am o frază care des o utilizez atunci când cineva spune udaci. Mulți spun prezident, v-am udaci. Și tot timpul răspund așa, удача улыбается подготовленным. Adică cineva spune succes sau noroc, să ai succes, îi spun succesul, trebuie să-l meriți, trebuie să fii pregătit.
De ce? Eu nu cred pur și simplu în succes. Eu cred că trebuie de muncit pentru orice rezultat. Și noi muncim foarte mult. Noi am muncit tot timpul foarte mult. Și acum muncim foarte mult. Noi nu stăm la balcon sau doar în rețele, socializare și așa mai departe. Ăștia, facebook-nici sau balcon, noi niciodată nu obțin niciun rezultat. Ei rămân cu noțiunea cei de la Harvard, cum a fost guvernul de trecut și nu au făcut absolut nimic. Deci trebuie de muncit. Trebuie de muncit, trebuie discutat, trebuie de mers în teritoriu, trebuie de vorbit cu oameni și atunci va fi și rezultat. Eu vreau să revin la un subiect sensibil și a fost criticat aici în studioul de analiști și jurnaliști, incidentul de la Varnița. Pe de o parte, mergem pe la conferințele internaționale și vorbim despre Republica Moldova, un stat integru, recunoscut în granițele recunoscute de opinia internațională. Pe de altă parte, mergem la Varnița și promovăm. Deci, pe de o parte, spunem că promovăm toleranța, valorile este vestice și europene, pe de altă parte, mergem la Varnița și blocăm accesul cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în stânga Nistrului și îi mai și facem separatiști. Despre ce valori să mai creadă oamenii care locuiesc acolo și care cred că într-o bună zi vor fi un stat integru fără un hotar administrativ? Aceste mesaje sunt foarte, foarte periculoase. Eu cred că toți cetățenii Republicii Moldova își amintesc de experiența proastă prin care noi am trecut la începutul anilor 90. Când, la fel, politicieni iresponsabili din conducerea țării la acea etapă făceau declarații că cei care vorbesc o altă limbă decât cea limba de stat și cei care nu vor unirea cu România sunt separatiști. Și atunci am avut o situație foarte dificilă în Găgăuzia, în începutul anilor 90, care a fost gestionată. A fost gestionată și nu a dus la vărsări de sânge. Dar cu regret, astfel de abordări au dus la conflictul și războiul de pe Nistru. Ceea ce reprezintă și acum o pată neagră în istoria modernă a Republicii Moldova și este o rană pe corpul Moldovei suverane. Deci astfel de declarații sunt foarte, foarte periculoase. Credeți că a fost cu intenție sau a fost Eu irresponsabilitate? cred că ei așa cred. Eu cred că ei în interior așa și se gândesc despre alții. Și ăștia se numesc europeni. Ăștia se numesc pro-democrație. Păi, stimați colegi, foști colegi de coaliție, că am fost colegi de coaliție. Stimați oponenți politici la ziua de astăzi, eu îmi stimez oponenții. Ați văzut ieri infelicitatul cu Maia Sandu, cu Scorul? Nu am auzit declarații din partea ei, la fel. Pentru că oponentul trebuie să-l stimez. Să nu-l supraapreciez, nici să nu-l subestimez. Eu stimez oponenții și stimați oponenți politici. Voi înțelegeți ce faceți. Dar imaginați-vă că mâine apare un grup 2, 3, 100, 200 de persoane de alte etnii care blochează votul în satul nu știu care din raionul Nisporiu, unde votează mai mult pentru dreapta. Ce înseamnă aceasta? Apropo, aceste acțiuni, conform legislației Republicii Moldova, presupune pedeapsă penală. Și ei au fost preîntâmpinați. Și nu este vorba doar de câteva zeci de persoane sau sute care combatanți au încercat să blocheze. Este vorba și de deputați în Parlament. Este vorba de vicepreședintele Parlamentului din partea platformei, da. Este vorba de președintele unui partid sau fost președinte, cel la PAS. Păi ce exemplu dați voi la oameni? Cum noi putem să vorbim despre integrarea țării pe viitor dacă voi blocați cu mașina? Și cum poate un deputat în genere să vii să blocheze drumul și să sar la bătaie la polițiști? Păi pentru asta dosar penal și gata și răspundere penală. Deci, așa spun, este o abordare, în primul rând, total iresponsabilă, foarte periculoasă și astfel de abordări pot duce la destabilizarea situației în țară. Să revenim la procesul de vot. Am văzut-o pe Maia Sandu și am menționat deja despre mesajele dinaintea prezidențialilor. Alegerile vor fi fraudate. Acum apare impresia că, de fapt, au fost fraudate în favoarea Maia Sandu. Ce ați răspunde celor care spuneau că echipa dumneavoastră ar pregăti o fraudare masivă? Noi am spus și înainte de campanie că ei încercau să se victimizeze. Eu cred că nici ei nu sperau la așa participare masivă din diasporă
Și înțelegeau că noi să fim net superior după alegerile din 1 noiembrie și se pregăteau o anumită justificare. Dar când au văzut că au ieșit cu 1,5-2% în față, gata, deja nu sunt fraudate. Și apropo, dar poate noi special așa strategie am avut. Poate noi special nu am utilizat toate resursele în turul 1. Pentru ca să-i dăm confortul, să vadă, să demonstrează că nu se falsifică Republica Moldova. Ei o să iei lovitura de bază în turul 2. O să fie mobilizare mai masivă. Eu azi am discutat cu colegii din ștab, cu colegii din activ. O să fie mobilizare mai masivă. Și oamenii o să iasă la vot. Și proporția de voturi arată că o să fie în favoarea candidatului centru stânga și o să o batem din nou pe Maia Sandu la diferența de 3-4-5%. O să vedem cum o să fie situația, care o să fie vreme. Dar, pe de o parte, e clară ipocrizie din partea celor de pe dreapta care au făcut declarații și acum atac ca mortul în popșoi. Acum nu vorbesc de falsificare. Dar minim mă deranjează și poziția unor parteneri externi. Inclusiv a unor ambasade care au făcut declarații că, uite, recunosc în mod la general, da, dar sunt întrebări că ar fi fost comparat votul, în special din Transnistria, în baza unor declarații false din partea unor concurenți electorali și nu au observat blocarea drumurilor. Nu a fost nicio poziție nici din partea ONG-urilor care... Și asta înseamnă abordare dublă. Venii standarde duble. Ceea ce fac ONG-știi care se finanțează din extern și ceea ce fac patronii lor care finanțează din extern. Adică când văd așa, la alt pot spune că e negru și pot vorbea de falsificare, dacă trebuie să recunoască niște lucruri simple, nu vor să le recunoască. Dar dacă noi o să arătăm video și foto cum se aduc autobusele la vot în Germania, Italia și așa mai departe, organizat, care să fie poziția lor? Nu, pur și simplu, nu necomendabil la cum să le arătăm după primul tur. Dar dacă o să le arătăm, și o să le arătăm, cum masiv aduc oamenii la vot în țările membri UE. Din Transnistria nu au fost aduse cu autobusele, cu masiv, cu fiecare cu mașina sa. Din ce am văzut. Oare de la 100 de kilometri, 150 de kilometri, diaspora a venit așa, pur și simplu, pe pandemie, spoteză, nu știu unde, la secție de votare. Eu sunt bucuros că au venit, sincer. Foarte bine că sunt foarte activi. Dar haideți să vedem unde sunt dubli standarde. Și o să vedem, apropo, ce o să fie și după pe data de 15 noiembrie, pentru că unul din întrebări care des a apărut și astăzi la staff, cum va fi mobilizarea pe 15, o să vedem cum va fi în Est, în Vest, în Moldova, așa mai departe. Eu cred că alegerile au avut loc corect. Nu vreau să venuiesc acum pe cineva, nici din Est, nici din Vest. Și trebuie de făcut tot posibil să asigurăm la fel un scrutin corect pentru data de 15 noiembrie și cred că va fi asigurat. Să revenim la geopolitică. Am observat o declarație a Maia Sandu pentru Europa Liberă, dacă nu greșesc, care spunea că când va deveni președinte și când se va întâlni cu Vladimir Putin, președintele Federației Rusiei, va cere retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba despre contingentul probabil de pacificatori și trupele care asigură securitatea depozitului de la Covasna. Întrebarea ar fi, de ce n-a făcut-o până acum? Dumneavoastră ați fost partener de coaliție cu doamna a fost prim-ministru, nu mi-amintesc să fie ieșit cu astfel de declarații. Aici două elemente. În primul rând, eu am organizat în trecut vizită oficială în Federația Rusă. Când era prim-ministru și în august, și în septembrie, și în octombrie, am discutat atunci, prim-ministru era domnul Medvedev, Dmitri Anatolievici, am vorbit cu Putin și trebuie să plece la Moscova. E acceptat. Și apoi, ultimul moment, deja nu plec și așa mai departe. E tare țiflas, doamna oponent politic, schimbă poziția în fiecare zi. Asta în primul rând. În al doilea rând, adică faci Rusia tiran, stat care ocupă alte teritorii. Pentru că așa a declarat recent în diferite interviuri. Și acum te ceri să te duci la Putin? Adică vrei să faci un selfie cu Putin? Pentru carieră, pentru că spui pe Facebook să primești vreo 3000 de like-uri, inclusiv la cei care votează pe dreapta, dar îl simpatizează pe Putin. Nu, foarte ridicol sunt chestiile acestea. Trebuie să ai o poziție clară, trebuie să ai o poziție echilibrată. Un șef de stat trebuie să fie foarte echilibrat în declarații. Trebuie să fie foarte atent în astfel declarații. Mai ales un fost prim-ministru care
pe decursul mandatului, trebuie să reprezinte absolut pe toți. De aceea Vrabia Mălai visează, dar mai el visează pe Putin să facă selfie. Prezidențialele vor trece, domnule președinte, ați spus și dumneavoastră, asistăm în aceste zile la discuții foarte interesante. Pe alocuri, Maia Sandu discută cu primarul de la Bălți, nu știu, formarea unei coaliții, o susținere necondiționată a celor care l-au susținut pe dânsul în campanie. Pe de altă parte, pe rețelele de Telegram, canalele de Telegram, a apărut o informație precum că Maia Sandu s-ar fi întâlnit și cu liderul democraților Pavel Filip. Dacă știți ceva despre această întâlnire și mai ales că democrații parcă încă mai sunt parteneri de coaliție cu echipa care v-a susținut, echipa socialiștilor. Și atunci întrebarea, dacă știți despre ce discută pe de-o parte cu democrații și în ce măsură acest dialog dintre Maia Sandu și Renato Usatăi este un pericol pentru actuala coaliție de guvernare, dar și pentru turul 2, pentru dumneavoastră. Evident că știu despre întâlnirea lui Filip cu Maia Sandu. Știam și din alte surse, dar și domnul Filip mi-a spus astăzi că a avut o întrevedere cu doamna Maia Sandu. Și eu cred că fiecare poate să întâlnească cu fiecare. Eu, în genere, sunt deschis să discut cu oricare persoană. Și am fost tot timpul deschis să discut cu oricare altă persoană. Și polițienii, de fapt, așa și trebuie să facă. În ce este de coaliție? Da, suntem în coaliție pe SRM, PD. Noi am mizat foarte mult pe suportul lor în aceste alegeri prezidențiale ca parteneri de coaliție. Oficial eu luat decizii fiecare vor ce fac ce vor. În unele teritorii ne-au susținut mai mult, în unele raioane, unele primării, în altele mai puțin, dar suntem parteneri de coaliție, care avem un acord de coaliție care este în vigoare și care trebuie să mergem mai departe. Nu, în orice caz ne trebuie un partener pe viitor. Că e vorba că o să fie încipate sau nu, dar vom discuta astăzi, probabil, scenariile după prezidențiale. Dar nu ne trebuie un partener de coaliție. Și noi suntem parteneri de coaliție cu Partidul Democrat și angajamentele noi le-am respectat toate. Toate, absolut. Cu toate că suntem cu număr de deputat deja triplu față de Partidul Democrat. Atunci eram cu 1,5 diferență. Ei aveau 23, noi avem 35 atunci când am făcut coaliția. Dar acum suntem 37 la 11 și practic de 3 ori și ceva suntem mai mulți. Deci noi am putea avea unele rezerve față de această coaliție, dar noi suntem parteneri credibili. Și așa o să procedăm și în continuare. În ce se ține de întâlnirea lui Usatăi cu Maia Sandu, eu cred că este treaba lor, chestia lor. Îi doar să laudau că unul să fie prima doamnă, dar unul să fie președinte, sau cine să fie prima doamnă. Poate Usatăi vrea să devină prima doamnă în sfârșit a Republicii Moldova, sau invers, cine știe ce e acolo. Treaba lor. Sunt doi persoane care nu au familie, cine știe ce discută, e coaliție sau altceva, discută încă o dată, nu mă implic în treburile lor interne. Dar din ceea ce am văzut la această etapă, reacțiile, inclusiv electoratul centru stânga, nu prea am văzut mare bucurie de la aceasta. Eu cred că de la astfel de discuții, de la astfel de parteneriate, au de pierdut și unul și altul. Eu nu cred că electoratul de dreapta este foarte încântat de forme de coaliții sau de cooperare cu așa personaje ca Usat, cu tot trecutul său glorios și cu modalitatea de a se de a face politic. Și eu nu cred că cei de la Usat, senatorii pe nord, de exemplu, sunt foarte încântați să o susțină pe Maia Sandu, care participă la paradele gay de minorități sexuale din centrul Chișinăului și au spus că o să participe mai departe. Și declară că Rusia este ocupant și declară toate chestiile astea care le-am văzut cu multe. Deci, mie mi se pare că din aceste discuții au de pierdut ambii. Ce avem noi de pierdut, de câștigat din această discuție? Noi nu discutăm în această etapă cu foștii candidați sau actuale candidați. Nu foștii, care ne trebuie în turul 2, sunt foști. Noi venim cu mesaje pentru alegătorii lor. Mesaje foarte clare. Care sunt angajamentele noastre, ce am făcut până acum, ce am promovat mai departe și ei vor lua decizia. Așa că noi ne uităm foarte calm, fără emoții, chiar sincer, fără nicio fel de emoții la toate aceste mișcări, cam haotice, fără o strategie foarte clară, pentru că trebuia să fie foarte clar. Ce faci? Nu, te duci la întrevedere. Dar eu mai pățit așa cu dâși. Făceam proteste cu Usatăi și cu Năstas. Discutam între ei. Scoatem oameni la proteste. 2015. Și o scoatem tot. Scoatem, ura. Ok, schiu-i campionii. Numai că la mine echipa e deprins așa.
Noi dacă ieșim undeva sau dacă liderul i-a invitat undeva, l-am calculat tot. A, B, C, D, toți pașii. Întrebi-ne și, dar ce facem? E că noi ieșim la protest, jos, nu știu cine. Nu duci jos. E, păi zidem atunci. Și să începe tot felul de mișcări haotice, mișcări prin Chișinău, prin jurul Chișinăului, prin tot felul de... Deci el adân și lucrul ăsta se întâmplă foarte des. Hai să mergem la prima să vedem. Nu bine te-ai dus, ai cerut. Izolarea Parlamentului. Dar ce președintele poate dizolva Parlamentul? Eu tot sunt pentru dizolvarea Parlamentului și am declarat acest lucru, că acest Parlament trebuie dizolvat. Dar este procedură foarte clară. Dai jos guvernul. Pentru asta îți trebuie 51 de voturi. Ei nici într-o formulă nouă 51 de voturi în actual Parlament. Eu vă spun cu cunoștință de cauză. Și cine or face, ei nu o să aibă 51 în actual Parlament. Atunci cum dai jos guvernul? Dacă vrei, Maia Sandu, să dai jos guvernul, trebuie să vii să ne înțelegi cu noi. Pentru că noi avem 37, iar 15 sau 14 sau câtare acolo, împreună sunt 51. Adică noi, dacă ne înțelegem, că e convenabil țării, nu politic nou, că țara trebuie să scăpe de Parlamentul ăsta, noi lucrul ăsta îl facem foarte repede. Și e clar cum. Dar ce să înțeleg între doi? Unul are 0 în Parlament, altul are 14 deputați în Parlament, 15. Președintele nu are drept prin decret să dizolve Parlamentul. Este o procedură foarte clară care este scris în Constituție. Și eu nu cred cineva își va asuma riscul să meargă la încălcarea Constituției. Eu știu pe Maia Sandu destul de bine deja. Din 2005, când era în subordinea mea la Ministerul Economiei. Eu venisem viceministru economiei și a fost ceva timp scurt. Și pe mine lucra la etajul 5, eu eram la etajul 2 viceministru, ministru, e la etajul 5 în cancelarea de stat. Are problemele ei. Când au votat și miliardul și toate este, noi o să le aducem aminte. Ne pregătim dezbateri, serios. O să le aducem aminte tot. Și mai multe în care până amă nu i-a spus nimeni. O să le aducem aminte. Dar să încalce Constituția așa de vădit, eu nu cred. Chiar dacă se ceară la dânsa usată și să-i jure tot. Da, dumneavoastră îi cunoașteți pe ambii destul de bine. Mult mai bine decât mine. Pe ambii cunosc, da. Cât de firească firesc vi se pare dialogul dintre Maia Sandu, care până mai ieri îl considera pe Renato Usatăi un penal, și Renato Usatăi, care se consideră dânsul, își spune sluga naroda. Robul este robul lui Dumnezeu, robul, nu știu cum să traduc exact cuvânt în cuvânt, robul poporului sau sluga poporului. Cât de firească poate fi o asemenea coaliție și dacă nu cumva este doar o discuție de conjunctură după fiecare își vede de treaba lui așa cum a mai fost. Nu, în ce țin de poziția Maia Sandu, noi am mai avut așa poziții în trecut. În ianuarie-februarie în trecut se jura că nu face coaliție cu Dodon, pentru că se semneze după aceasta două acorduri de coaliție cu noi. Și în luna iunie a semnat un acord de coaliție între PSRM și PAS, blocul acum, unde a semnat și eu și ea pe aceeași foaie. Și în septembrie mai semnat un acord. Deci ea, pentru Maia Sandu, nu este prima dată. Ea promite și apoi uită de aceste promisiuni. Și face așa cum e convenabil. Pentru Usatăi, mie mi se pare că el din robul cum acolo? Sluga narodului. Da, robul, sluga narodului. El de mai sluga din narod, dar sluga Maia se transformă în cetișor. Dar el poate a uitat și la sute la soarta lui Năstas. Asta tot la soarta lui Andrei. Pentru că Maia Sandu are capacitatea asta. Și nu e prima dată. Filat l-a luat, l-a rugumat, l-a luat tot din partidul lui și l-a aruncat. Pe Năstas, că Năstas făcea proteste în Chișinău, iar Maia Sandu ședea în birou, bine mersi, la Călduț, l-a utilizat pe Andrei Năstas. Și Andrei Năstas a rămas cu 3% la aceste alegeri, având potențial enorm. Eu cred potențialul Năstas era mult mai mare. L-a utilizat, l-a rugumat, i-a utilizat jurnalul Ștăți Acolo, care publicau pe Maia în Slăi. Și eu i-am spus la Andrei atunci, Andrei, în 2015 am spus, ce faci tu chestia asta? Și l-am aruncat. Dar mă, ce trebuie mai? Trebuie Năstasă pentru ca să iei ceva voturi, dar care nu o să se ducă, chiar dacă o să înțeleagă între doi și să facă și căsătorie politică și oricare. Nu o să voteze pentru mai, pentru că e electorat diferit. Dar poate vrea să-l utilizeze pe Usatăi ca carne de tun pentru proteste, pentru că Maia Sandu nu prea are posibilitatea să scoată lumea la proteste. Aici are câteva sute. Poate așa. De ce? Încă o dată, treaba lor, chestia lor. Eu cred că populația Republicii Moldova trebuie să înțeleagă foarte bine ceea ce se întâmplă. Această încercare de a face un joc de conjunctură și din nou împotriva cui? Împotriva lui Dodon fac.
Pentru că poate ajunge atât deja să luptați cu un candidat. Spuneți ce vreți să faceți pentru țară. 1, 2, 3, 4. Dacă spune că o scureți președinția, pe urmă o scureți restul. Ai curățat guvernul. Anul trecut ai curățat guvernul. S-a dat tot în guvernul acela. Toți miniștri. Și ce ai făcut acolo cu Harvardul? Așa numite. Ai vrut să majorez prețurile la gaz, la energie electrică. Noi nu s-am permis. Și când ai văzut că e băja, la noiembrie, ai făcut așa ca să pleci din funcție. Amu, ce vrei tu să cureți? Eu înțeleg dacă era cineva care prima dată apare, nu știi. Dar noi știm ce a făcut când închide școlile și toți știu. Noi știm ce a făcut când a fost prim-ministru. De ce mie mi se pare că cetățenii care vor ieși la vot pe data de 15 trebuie să facă o analiză foarte, foarte clară. Și trebuie să spun niște întrebări. Eu astăzi am avut un briefing. Mulți mă critică, alții mă laudă. Că au o poziție mai dură. Eu nu cred că e dură. O poziție mai clară față de ce se întâmplă în Republica Moldova și eu pot să vă spun că foarte mult contează și este foarte important ca toți concetățenii noștri, cetățenii Republicii Moldova să-și pună întrebarea, dar ce va fi după data de 15? Asta e una întrebările de bază. Dar unde mergem? Dar cine poate rezolva problemele care nici o crim? Pentru că alegerile vor trece. Și toate speculațiile și spărările și tot fanatismul ăsta va trece. Dar noi, oamenii care trăim în această țară, noi revenim cu problemele noastre. Cine o să rezolvă mai bine problema pandemiei? Cine o să construiască mai departe drumuri? Cine o să aibă grijă de pensionari? Nu așa declarativ, că mai declară că o să dea 2000 de lei la pensie. Nu o să vă dea nimic. Ei nici nu știe câți bani trebuie pentru 2000 de lei de pensie. Nu s-a întrebat repede, nu știi câți bani trebuie, câte miliarde trebuie la bugetul de stat. Declarații foarte simple. Eu cred că asta trebuie să înțeleagă concetățenii noștri și atunci vor lua decizia corectă. În turul 1 nu ați participat la dezbaterele electorale. Ce vă face să ieșiți în turul 2 să participați cu doamna Maia Sandu în dezbatere? Eu am declarat din start la începutul campaniei electorale că în turul 1 prefer să fiu în discuții mai mult cu cetățenii Republicii Moldova. Și eu cred că a fost o decizie corectă. Eu am mers mai mult în raioane, am trecut toate raioanele din Republica Moldova. După cum am spus, 240 de întrevederi, 45-50 de mii de oameni care am discutat în față. Și aceasta a fost prioritatea. Și nu era sensul să mergi la dezbatere electorale atunci când sunt 7-8 candidați. Dacă vă uitați în marea majoritate a țărilor, dezbaterile sunt interesante când sunt doi. Doi de bază. Dar doi de bază s-au determinat după turul întâi. În turul 2, da, este candidatul 1, candidatul 2. Noi nu avem nicio problemă cu dezbaterile, pentru că eu sunt ferm convins că noi avem mai multe argumente și mai multe întrebări. Și eu sunt ferm convins că o să demonstrăm mai mult profesionalism în cadrul acestor dezbateri. Pe toate temele, social, economic, politic, orice teme. Eu sunt gata să discut pe orice subiect. Cu doamna Sandu, cu atât că știu capacitățile în calitate de prim-ministru, pot să dau și unele aprecieri. Pentru că eu am înaintat prim-ministru. Eu am semnat decretul. E și vina mea, poate, pentru insuccesele ei de anul trecut. Pentru că eu mi-am asumat responsabilitatea pentru ea. După toate că nu vreau să dea mâna, după asta o dat mâna și o mers înainte. De ce? Nu am probleme cu dezbaterile. Absolut nicio problemă. Eu am declarat lucrul ăsta și astăzi și ieri am declarat. Foarte important ca aceste dezbateri să fie corecte. Eu nu cred că se merită să mergem la 10 de dezbateri în decurs de 7-8 zile. Am văzut că s-a făcut un program de dezbateri la toate televiziunile. Este, mi se pare că pe luni, nu știu pe când, pe marți, la 5 sau la 4 televiziuni într-o zi. Dar noi ce asamblăm cu nunta la toate televiziunile. Eu înțeleg că e rente, chestii și așa mai departe. Deci eu am propus, haideți să facem o zi de dezbateri sau două, haideți să o facem. Haideți să găsim unde. Hai televiziunea națională, de exemplu. Nu sunt întrebări. Luați expert de stânga, de dreapta, lasă vină să pună întrebări. Lasă fie orice întrebare, absolut. Hai să ne facem o dezbatere pe o platformă nu televizată, de exemplu. Nu știu, dacă venim, găsim o încăpere. Invităm toată presa. Invităm toți experți. Ne așezăm unul în față la altul și răspundem la întrebări. Dar nu zeci de dezbateri. Una, două și o să fie clar pentru oameni. Cine e? Who is who? Cto e cto? O să înțeleagă foarte repede. De la prima dezbatere. Deci una, două dezbateri poftim, le facem calm, liniștit, discutăm. După aceea, cetățenii se decid.
Noi o să luăm o scurtă pauză publicitară. După publicitate sunt două aspecte. Mesajul cu care veți merge în acest tur 2, pe ce se va baza? Am văzut astăzi 10 puncte pe care le-ați prezentat în briefing, dacă asta va fi structura mesajului cu care veți aborda turul 2. Pe de altă parte, alegerile trec. Ce se întâmplă după alegeri și cum vor evolua mersul lucrurilor în Republica Moldova? Nu avem un ministru de externe. Trebuie este. Vrea să plece. Încă nu a semnat decret. Vrea să plece. Dacă va fi o altă coaliție, va fi reorganizat formatul coaliției de guvernare, poate un format mai larg, și care sunt planurile pentru următorii 4 ani ale președintelui sau viitorului președinte Igor Dodon. Luăm o scurtă pauză publicitară, revenim în câteva minute. Новые капучино и латте от Nescafe с насыщенным вкусом и роскошной пенкой. И твой дом станет любимой кофейней твоих друзей. Новые капучино и латте от Nescafe. Теперь дома, как в кофейне. Coliver, preparat creat pe bază de componente naturale. Protejează celulele hepatice, posedă acțiune coleretică, antitoxică și antiulceroasă. Scade nivelul colesterolului în sânge. Coliver, formula naturală a ficatului sănătos pentru întreaga familie. Никогда не знаешь, когда повезет. А с билетом «Бриллиантовая семерка» удача может принести 3 миллиона леев от национальной лотереи. Ищите в торговых сетях. Нужные товары по лучшей цене в Молдове. Батарейка Panasonic типа АА по суперцене. 1 лей 99 банов. Бомба номер 1 в Молдове. Уважаемые телезрители, если у вас вывих, используйте Syndolor Gel. Уникальный гель с 3 активными компонентами и 4 видами воздействия. Syndolor Gel. Наслаждайтесь жизнью без боли. Păstrând ingredientele selecte din struguri, noi am creat vinul fără alcool. Casa Petru Alcohol Free. Vin pentru cei care țin să fie primii și prețuiesc fiecare moment. Pentru cei care sunt hotărâți să acționeze și niciodată nu se opresc. Pentru cei ce iubesc sportul și au grijă de sănătatea lor. Și cei care știu cu adevărat ce contează. Casa Petru Alcohol Free. 0% de alcool. Ai grijă de sănătatea ta. Ford Kuga Diesel cu cutie automată în completarea business. Soluția ta perfectă la doar 18.880 euro. Te invităm în salonul Autoford, teritoriul SUV-urilor de pe strada Petrican 17. Iar pelmeni. Cu bonul de cumpărături de la Linela poți câștiga un automobil cu rulote. Acum e momentul să descoperi bucătăriile lumii. Rețetele ne sunt destinații, aromele și gusturile Ghizi, iar prietenii de călătorie, cei mai dragi oameni. Împreună cu Linela, anul acesta călătorește altfel. Lasă bucătăriile lumii să intre în casa ta. Linela, alături zi de zi. Чувствуешь внезапные позывы? Выйди из неприятной ситуации с Урактив Форте. Его эффективная формула поможет при первых симптомах урологического дискомфорта. Урактив Форте. Действенная помощь. Nici o zi fără reduceri în rețeaua magazinelor Telemarket. Soluție de spălat vase 1 litru la doar 14 lei. Promoția este valabilă până la sfârșitul săptămânii. Кашляешь? Проспан. На основе запатентованной формулы экстракта плюща Проспан разжижает мокроту, успокаивает кашель и облегчает дыхание. Проспан. При всех видах кашля для всей семьи с первых дней жизни. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обратитесь к врачу или фармацевту. К зиме готовы! В Спортландии суперцены на теплые куртки и обувь. Зимние полуботинки Коламбия с водоотталкивающей мембраной 1699 леев. Спортландия Гранд Холл. Pentru ei, cei pasionați de magia Pantaromei, care știu că rezultatul unei cafele de excepție începe cu prima boabă de cafea Jacobs aleasă.
Голос нужен всем. Исла. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. Pentru a marca 15 ani de succes în Europa, Dacia lansează o ediție limitată Duster. Veți beneficia de jante aliaj de 17 inci, climatizor, volan îmbrăcat în piele, ecran tactil, cameră video spate și multe altele la preț avantajos de la 15.500 euro. Prindeți ediția aniversară Duster în salonul auto Dacia. Stradă Petrican 17, Chișinău. Multora nu le place că noi spunem lucrurilor pe nume. De fapt, argumentele sunt atuul nostru forte. Argumente și fapte, veridic și important. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit în studio, domnule președinte. Vorbeam înainte de pauză despre campania, sau campanie pentru turul 2. Am văzut o campanie în turul 1 destul de diplomată, echilibrată, fără să intrați în polemici cu oponenții politici. V-ați concentrat mai mult să discutați cu oamenii. Acum am văzut 10 puncte și chiar dumneavoastră ați spus că au fost aprecieri, că ați intrat cam dur în campania. Bun, nu a început încă campania, dar mesajele au fost foarte dur. Schimbați cumva retorica și strategia în acest tur 2 și care vor fi principalii piloni în comunicarea cu omul de rând care vrea pensii mai mari, salarii, drumuri în sate bine făcute și multe, multe altele. Eu cred că în primul tur noi am ales o tactică corectă, să fim consumărușii nad schvaткой, să nu trebuie în polemici, să nu trebuie în dezbateri. A fost serviciul de presă care a comentat absolut toate declarațiile și învinuirile care au fost lansate în adresa mea. Pot să vă spun că în ultimele zile, ieri și azi, numărul de învinuiri din partea oponenților și din partea presiei s-a majorat de vreo 4-5 ori. Brusc a crescut. Deci eu cred că prima parte a campaniei a fost una corectă, liniștită și, cum am spus, m-am axat în special pe lucru în raion. Eu și în curs de 4 ani am fost de mandat, am fost foarte des în teritoriu, 6 de sate am trecut și acum mi-am pus ca scop să continui, să punctez în toate raionile, să discut cu lumea. În fiecare raion câte 4-5 întrevedere am avut și eu cred că a fost bine. Acum, în ceea ce ține de turul 2, aici mizile sunt altele deja. Deci oamenii trebuie să înțeleagă foarte clar ce urmează după. Adică cei care ne privesc trebuie să înțeleagă, dar de ce să votez? De ce să votez pe Dodon sau de ce să votez pe Maia Sandu? Și aici trebuie de adus argumente foarte concrete. Ce se va întâmpla cu soarta cetățeanului X, Y, Z, fiecare cetățean, după alegeri, după data de 15? Pentru că în tot valul acesta de critici, de polemici, de declarații sterile foarte des, te pierzi și te dai dus de val. Da, că valul s-a pornit anti-Dodon și parcă te duci cu tot cu valul ăsta. Dar eu le propun cetățenilor și ceea ce am spus și astăzi, să bea puțină apă, așa liniștit, și să gândească. Dar ce se întâmplă după 15? Pentru că alegerile trec și vin, polițienii ăștia se bată între dânșii, dar pe dânsul personal, pe omul de la țară, omul din oraș, cum o să-l afecteze? Alegerea 1 sau alegerea 2? Cine mai bine o să gestioneze situația? Și de aceea mi-am pus ca scop și eu cred că vom vorbi despre aceasta foarte mult parcursul următoarelor 10 zile. Ce se întâmplă în situația 1, ce se întâmplă în situația 2? Și haideți să ne uităm foarte simplu. Și eu am dat prioritățile. Eu din discuțiile care le-am avut cu oameni, dar am avut foarte multe discuții, eu am fixat vreo câteva blocuri de întrebări și eu le-am încercat să le grupez în 10, dar ele sunt cu mult mai multe. Care sunt ele? Foarte repede. Dacă scăp vreuna, îmi spuneți și o să revenim. Bă, uite, le-am toate 10. Pandemie, de exemplu. Ce facem cu COVID-ul? Cum îl gestionăm? Critici multe au fost pe martie, aprilie, ăștia nu se isprăvesc și așa mai departe. În mod pe ce a explodat toată Europa și toate țările vecine, cu număr de cazuri COVID, au înghițit limba. S-au vărât-o în buzunari. Unul la altul. Ștac. Păi, dar ce nu comentați acum când de ce se întâmplă în România, ce se întâmplă în Germania, în multe, multe alte țări care, apropo, și cum o să fie și votarea prin țările europene, unde practic acum e în carantină totală. Dar realitatea care? Da, noi avem multe cazuri în Republica Moldova.
dar la numărul de decese se numește rata fatalității. Din total infectați, la noi e una cea mai joase rate. La noi rata fatalității e 2,4%. Maxim a fost 2,5. Ce înseamnă asta 2,5? La 100 de infectați, cu regret, spun cu regret, decedează 2 oameni. În Italia 12%. Media pe Europa peste 5. În România 4 și ceva. Și noi cu sistem medical care e în stare care este, am moștenit-o tot la prietenii ăștia care au optimizat școlile și prins-o apucat de optimizat spitalul, cu un salariu foarte jos la medici, noi în această perioadă dificilă de ultimele jumătate de an, 7 luni, noi cu echipa, cu guvernul, cu colegii din guvern am gestionat situația. Noi o să gestionăm și mai departe această situație. Eficient, calm, profesionist. La inițiativa mea a mers cu majorarea salariilor la medici și medici știu lucrul ăsta. La 1 septembrie s-a dublat cu 30%. Le-am promis și le asigur că o să fie și la 1 ianuarie cele 30% și pe urmă că 40%. Dar ce fac ceilalți? Ce ar face ceilalți? Noi am văzut ce a făcut guvernul Maesandu anul trecut. Nu a făcut nimic pentru medici. Din contra, în luna august sau în septembrie, dacă nu greșesc, persoanele care au vechime muncă în medicină și grade de performanță, le-au tăiat gradele. Și mie îmi spun foarte mulți angajați, domnul domn, dar de cine ați scos? Noi, dacă mergem la perfecționare, pentru fiecare perfecționare, noi avem un surplus la salariu, primă, voi ne stăiat lucrul ăsta. Iar ce a făcut guvernul Maesandu? Toți mă întreabă, absolut toți, și agenții economici, și toți mă întreabă, domnul domn, dar în situații de carantină, de criză, de pandemie, o spuneți carantină încă o dată, cum a fost în martie-aprilie, o să închideți activitatea economică, o să suspendați procesul de studii. Și răspunsul meu este foarte clar, noi am discutat cu domnul prim-ministru și am spus foarte clar, noi nu revenim la situația de restricții pentru activitatea economică, agenții economici trebuie să lucreze mai departe, pentru că ei și așa au înregistrat pierderi în luna martie-aprilie, mai când toată lumea a închis. Eu consider că noi nu putem suspenda procesul de învățământ. Pentru că pe online calitatea învățământului este mai proastă. Și dacă e online, dacă copiii trebuie să stea acasă, înseamnă că și părinții trebuie să stea. Nu poți lăsa copilul din clasa 1, 2, 3, 4 acasă singur. Deci cineva să rămână, înseamnă că el nu poate să meargă la muncă. Deci poziția noastră, restricții să nu punem în legătură cu situația dificilă legată de pandemie. Ce va face oponenta mea? Eu sunt fier convins că va lua la sub cozrioc ceea ce să-i spună. Ca în Europa. Europa a închis tot acum. Și atunci ce fac agenții economici? Ce fac oamenii? Ce fac copiii? Este subiectul numărul unu care interesează pe toți. Cum gestionăm mai departe? Și aici diferența este foarte clară. Dar imaginați-vă că vine alt președinte și se începe schimbarea guvernului. Sau încercarea de a schimba guvernul. Și dă jos guvernul și se începe o situație de instabilitate politică. Atunci unde ajungem noi cu pandemia și cu tot absolut? Alt subiect care interesează pe mulți, nu știu dacă avem noi timp să trecem pe toate 10, poate nu o să legeți care vă mai interesant. Haideți să luăm cele importante pentru cetățeanul de rând. Dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Pensiile, salariile, drumurile, gazificare. Cu pensiile e foarte simplu. Uitați-vă, într-un an foarte dificil, noi am găsit 1 miliard de lei și am ajutat pensionarii suplimentar. În an dificil, cu secetă, cu pandemie, cu tot absolut. Noi, guvernul actual, am găsit posibilitatea să ajutăm pensionari. Și le-am dat 1 miliard de lei mai mult. În afară de indexare, care a fost 6% sumar 1 aprilie și 1 octombrie. În afară de aceasta am dat 700 de lei în ianuarie, 900 de lei în octombrie. Plus 1 miliard de lei. Și eu sunt fier convins că noi vom merge și în anul viitor cu astfel de abordări. Cu ce răspund ceilalți? Mai asandu am trecut când am vrut să fac același lucru cu ajutor la pensionare, a blocat inițiativa mea, inițiativa președintelui. Acum promit că o să meargă cu 2000 de lei pensia minimă. Dar cine a făcut-o anul trecut? Sau de ce ne a venit cu inițiativa 2-3 ani în urmă, când era în guvern cu Plahotniuc și așa mai departe? Acum sunteți toți eroi în campanie electorală. Eu nu întâmplător astăzi am spus referitor la promisiunile acestea. Am parafrazat un proverb moldovenesc. Să nu credem declarațiilor electorale și promisiunilor. Să nu schimbăm porumbelul de mână pe coțofana de pe gard. Pentru că acum coțofana de pe gard promite și spune tot ce vrei. Pentru că numai s-o votați. Și o să aminte și de limba rusă, de tot ce o să aminte. Amu, în campanie electorală. De aceea, cu pensiile, poziția noastră este foarte, foarte clară. Ce vrem să facem? Ce facem cu economie? Ei spun că credite sunt... La întrebarea lor, de unde o să luați bani? Au două răspunsuri. O să luptăm cu corupția
Și o să luăm credit. Și europenii nu o să îndeie, că la ăștia nu le dau. Dar noi europenii sunt îndeie. Au mai avut un ministru la economie cu scheme de 200 de milioane fiecare săptămână. Eu să minte domnul ministru fost economie, care apropo părea destul de profesionist, care, și care pe urmă câte o lună jumătate nu vine la lucru, stătea în Statele Unite. Că facem ședință Consiliului Spre Securitate, spun doamnă prim-ministru, dar unde e vicepremierul dumneavoastră? Dar nu, el s-a dus la, la familie în Statele Unite ale Americii pe câteva săptămâni. Zic, cum? În plină criză, suntem în octombrie, în septembrie, trebuie să vedem ce facem cu gazul, avem mulțime de probleme. Zic, cum? Eu când eram ministru, când vroiam să mă duc undeva în concediu, când președintele nu îmi dă de voie să ies din țară. Pe o zi, două. De aici eu dau voie pe 3-4 săptămâni. Noi, apropo, mai mulți miniștri am avut în guvernul cel Harvard, care îi luau așa pe drumuri. Și ministrul de externe tot așa. Când și-l căuta, el nu, el e la Paris. El e în Londra. Zic, dar ce are în Paris acolo? Familia acolo. Băi, stai puțin, tu ești ministru în guvernul Republicii Moldova, te ocupi de problemele oamenilor? Sau te ocupi de alte chestii? Noi toți avem familie. Noi toți vrem să fim în fiecare zi. Dar dacă te-ai dedicat activității în folosul statului, ești lucrează pentru stat. De ce cu economia? Ce facem cu economia? Ăștia așteaptă credite. Noi avem alte priorități. Pentru mine e important să apărăm producătorul autohton. Cei care creează locuri de muncă în Republica Moldova, care plătesc impozite aici, care creează valoare adăugată în Republica Moldova. Ce facem cu exporturile? O întrebare foarte importantă. Maia Sandu numește pe Putin, pe Rusia, tirani, ocupanți și așa mai departe. Dar cum ai să discuți tu despre piața rusă? Ne că în 31 decembrie expiră înțelegerile mele pe care le-am avut cu Putin referitor la exportul în Federația Rusă a merilor. Fără taxe. Fără taxe. A merilor, a conservelor, a vinului. Dar noi am trecut, am exportat din nordul țării 230-240.000 de tone de mere. Dar ce facem cu merile astea? La nou, dacă tu îl numești pe rus, partenerul nostru rus îl numești bandit, dar cum, unde îi duci merile? Sau îngheață iară tot nordul țării merile pe copaci. Și aici oamenii tot trebuie să iau decizii. Uite, este chestia asta, este chestia asta. Ce facem cu statalitatea? Maia Sandu declară la referendum că dacă să fie referendum, votează pentru unirea cu România. Și ea e cetățean ca României. Noi întrebăm președinte de țară care să fie cetățean al altui stat. Eu cred că lucrul ăsta nu e corect. Nu este normal. Ce facem cu lichidarea raioanelor? E o întrebare dureroasă. Administrația publică locală, reforma administrației, am mai scază, zice eu, că falsul Dodon, eu doar știu despre ce vorbesc. Consilierul doamnei Maia Sandu, Sturza, a fost premier, e numeu Galoș, nu știu cum a numit înainte. Nu eu l-am numit, eu am dat citat, puneți-l în ghilimele. El a lichidat raioanele și a trecut la județ. Păi ce fac? Înseamnă că dacă rămâne actualul președinte, dacă eu voi fi în continuare, eu vă promit că nu o să fie niciun fel de lichidare raioanelor și primăriilor. Dar dacă vine ăștia care cu Harvardul și s-apucă și iau un plan, lichidarea primăriilor mici, ce înseamnă asta? O primărie la 5.000 de locuitori. Dar câte localități noi avem în Republica Moldova care au 5.000 de locuitori? Înseamnă că jumătate de primării trebuie să lichidăm și le unim? Dar omul ca să iei un certificat catastral sau din naștere un certificat sau de deces, Doamne ferește, ai viața, ai viață. El ce se duc la 30 km peste 3 sate ca să iei un certificat? Sau dacă se ducă, îi trebuie subiect la raion, că e vorba de spital, de multe lucruri. El unde trebuie să se ducă? Dar eu început chestia asta, când era mai sănă încă premier, pentru că închiderea școlilor a fost una din prima etapă. Închiderea școlilor, optimizarea a fost una din prima etapă de optimizare. Spun că este fake ce invocați cu închiderea școlilor. 187 de școli au închis mai sănă. Care fake? Și asta oamenii știu. Dar ce înseamnă închis școala? Satul moare. Dacă e închis școala, tineretul în sat cel nu mai rămâne. Și oamenii, încă o dată, trebuie să înțeleagă, după data de 15 noiembrie, e că toate aceste lucruri, cu un alt președinte, sunt un pericol real. Și trebuie să-și pui întrebarea, dar cum? Valorile noastre tradiționale, biserica, uite ce a făcut cu biserica în Ucraina, când a divizat-o în două părți biserică. Religia a divizat-o în Ucraina. Păi, așa, același lucru o să fac și în Moldova. Eu, vă știți poziția mea referitor la valorile tradiționale, la credința ortodoxă, la familia tradițională. Dar aici vedem pe de altă parte că doamna Sandu participă la paradul gheilor din centrul Chișinăului. Participat 2 ani în urmă. Și că 3 zile în urmă a declarat că nu o să interzică paradele astea. Dar după asta la ce ajungem? La legalizarea cuplurilor familii din persoane de același sex?
sau ajungem în, punem în curriculum școlar, dar e percepen a schimba curriculum școlar, că o scos limba rusă din curriculum, amul vorbește în limba rusă. Acum face gazete în limba rusă și adus aminte de electorat, dar atunci unii au scos și interzis limba rusă în școală. Și ce să apară în școală? Să apară lecțiile astea de educație sexuală pentru copiii de clasa 2, 3, 4. Eu nu vreau asta pentru copiii mei. Dar voi, stimați cetățeni, vă doriți lucrul ăsta? Și că toate aceste întrebări, ele real sunt. Și oamenii trebuie să înțeleagă care este riscul. Foarte clar. 1, 2, 3, 4. Și eu nu spun și nu aduc exemple care nu sunt reale. Sunt exemple și uitați-vă concret. Noi doar nu scoatem din cer. Lasă pe fiecare subiect și uitați ce a făcut. Ce-au făcut în ultimii 2-3 ani sau ultimii 4-5 ani? Și luați decizia. Dacă vă doriți să fie așa, eu sunt fier convins că mare majoritate nu doresc acest lucru. Pe subiectele acestea categoric nu-și doresc acest lucru. Dar cum este acolo? Predupreștion? Значит вооружен. Eu lucrul ăsta trebuie să-l explic cetățenilor. Știi care este riscul? În cazul 1, 2. Ca pe urmă să ne plângem, să spunem, dă-i moldovanului mintea ce de pe urmă. Mai avut noi cazuri de astea. Când vorbim că schimbări, nu știu ce, și așa mai departe. Schimbări trebuie și eu fac schimbări, dar schimbări spre bine. Dar nu să aduc ceea ce au îngropat sate din Republica Moldova, au dat afară 10.000 de profesori, au rămas 10.000 de copii pe drumuri, care și-au trebuit să meargă autobusele stricate. Lucrurile astea trebuie de explicat. Și noi vom explica. Și oamenii lucrurile astea îl înțeleg. Cetățenii Republicii Moldova lucrurile astea îl conștientizează. Și eu sunt fiar convins că prin votul lor din 15 noiembrie vor da un verdict foarte clar și la unul și la altul. Da, vorbesc dumneavoastră despre schimbări și despre evoluții. După data de 15 noiembrie, ce să aștepte cetățeanul de rând de la Parlament și de la Guvern, cele două puteri, legislative și executive? Coaliția actuală este la limită. Posibil, asigură un anumit confort premierului Chicu, dar este una la limită. Spuneam și înainte de pauză, fotoliu de ministru al externe. Nu știu, mai există acest ministru și va continua. Am văzut că Comisia de Politică Externă a aprobat numirea dânsului în funcția de ambasador al Ungariei și sunt foarte, foarte multe întrebări. Dar cu cine veți face coaliție? Poate una mai largă după 15 noiembrie, astfel încât cetățeanul să creadă în stabilitate, că nu vor fi din nou alegeri, că nu va trebui din nou să asculte aceleași promisiuni venite din partea tuturor. În condițiile că nu avem suficienți deputați să asigurăm 51, cea mai bună coaliție în contextul actual ar fi coaliția dintre PSRM și Blocul acum. O să pară strani. A mai fost în luna iunie. Dar alta nu e posibilă. Alta nu e posibilă, pentru că noi nu o să facem coaliție cu restul, cei care noi de mai multe ori am făcut declarații că partide veridice, politice, neimplicate în tot ce a fost, sunt socialiștii, democrații, PAS și da. Deci e coaliție, dacă vorbim de coaliții. Doar în formatul ăsta. Noi cu democrații nu ne ajung voturi. Noi și cu dreapta ne ajung voturi. Deci, după alegerile prezidențiale sunt două soluții doar. Trei scenarii. Prima, cel mai probabil scenariu, un guvern minoritar. Un guvern minoritar ce înseamnă? Acum e guvern minoritar. Guvern minoritar când nu are formalizat coaliție din 51 deputați care îl susțin în Parlament. Noi acum avem 48. Și acum e guvern minoritar, pentru că 2-3 deputați independenți susțin parcursul începând cu luna iunie, anul curent, susțin inițiativele guvernului și a președintelui. Asta e guvern minoritar. Al doilea scenariu, o altă formă de coaliție, mai largă, cu cineva din Blocul acum, cu tot Blocul acum sau cu o parte din ei, și o anumită echilibru de acesta pentru a merge mai departe, sau a treilea variant, alegeri parlamentare anticipate. Și eu ce vreau să ne expun poziția foarte clar, pentru că am auzit multe declarații, eu nu mi-am schimbat opinia că acest Parlament nu reprezintă rezultatul votului din 24 februarie anul trecut. Pentru că 18 deputați deja și-au schimbat partidul. I-au plecat la un partid la altul. De câteva ori. Unii deja de câteva ori au reușit. Dar trebuie să vedem când să facem aceste legi parlamentare începate. Să mergem acum în plină iarnă în alegeri e cam riscant. Pentru că încă nu ne-ai sprevit cu pandemia. Noi trebuie să vedem cum trecem de COVID. Noi trebuie să aprobăm bugetul, politica fiscală pentru anul viitor, pentru că ține de stabilitatea financiară, fiscală, trebuie să plătim salarii, pensii.
Deci alegerile anticipate, în opinia mea, trebuie să aibă loc, dar trecem de toate greutățile acestea și pe urmă mergem mai departe. Asta în caz dacă eu am să fiu președintele Republicii Moldova și după data de 15, de fapt, indiferent de scenariu, până la sfârșitul anului o să fiu președintele Republicii Moldova, pentru că mandatul expiră pe data de 24 decembrie. 23 decembrie a fost inaugurare. Deci, indiferent ce își cred unde, încă o să fie, indiferent de scenariu. Dar varianta numărul 1, în caz dacă rămâne actualul președinte, eu pot să vă asigur că noi vom găsi soluții în Parlament și cel mai probabil vom merge cu guvern minoritar pentru o anumită perioadă, până în primăvară, de exemplu. Pentru ca pe urmă să luăm decizia. Facem coaliție mai largă, nu facem coaliție mai largă. Dizolvăm Parlamentul, nu dizolvăm și mergem la alegeri anticipate. Dar eu susțin ideea de alegeri parlamentare anticipate. Poate în vară, în toamna anului viitor. Pentru că Parlamentul deja nu corespunde rezultatelor de anul trecut, care oamenii și-au dat votul lor. Guvernul rămâne în actuala anvergură sau vor fi schimbări? Sunteți mulțumit de cum a evoluat sau cum a activat în această perioadă de pandemie sau nu? Și asta indiferent, veți fi președinte după 15 decembrie sau nu, în condițiile în care aveți o echipă majoritară, destul de numeroasă în Parlament și care creează acest guvern sau îl susțin să existe. Eu cred că unele modificări la sigur vor fi. Cel puțin 3-4 membri al guvernului vor fi schimbați. Acum nu spun despre cine este vorba, despre cei care au fost delegați de PD sau de PSRM, eu expun opinia mea. O astfel decizie se ia împreună de premier cu președintele țării, pentru că premierul propune, președintele semnează. Parlamentul nu este implicat în această procedură. Este prin semnătura premierului și președintele țării. De aceea, după alegerile prezidențiale, vom avea o discuție cu domnul prim-ministru și vom decide. 3, 4, 5, o să vedem cine. La sigur că unele schimbări, la sigur o să fie. În ceea ce ține de indiferent de scenariu, evident că poziția noastră este una importantă și nu există scenarii în viitor apropiat, inclusiv în actualul Parlament, că cineva să poată dicta o agendă politică în Parlament sau în afară, fără implicarea socialiștilor. Marea majoritate a scenariilor care ar putea fi aplicate în tip apropiat sunt doar, repet încă o dată, doar cu participarea socialiștilor. Socialiștii sunt cel mai puternic partid, au cea mai mare prezență parlamentară în legislativul, cea mai mare fracțiune. Noi avem 21 de președinți de raioane, 21 din 34. Practic două treimi de președinți de raioane. Reprezentantul nostru delegat conduce municipiul Chișinău. Colegul nostru pe care noi l-am susținut conduce Găgăuzia, Bașcanul Găgăuzia, Irina Vlac, tot este membru echipei noastre, ca și Ion Ciuban, ca și toți. Reprezentantul PSRM, președintele PSRM, conduce, este speakerul Parlamentului. Fostul meu consilier este prim-ministru al Republicii Moldova, de ce să ne abăiti, cum spun rușii, nu-i получится. Deci când eu aud unele declarații foarte tăioase din partea unor actori politici în afara Parlamentului sau unii care au o experiență de colaborare cu mine, pentru mine este foarte stranie lucrul ăsta. Pentru ce faceți voi așa declarații dacă știți că totul nostru trebuie să vă așezați la masa de discuții cu noi? Păi fiți mai calmi, mai liniștiți. Și lucrul ăsta o să spun și la dezbateri. Pentru ce tot chestia asta? Hai, pus ușistul, clar. Ce nu vă place? Unul, doi? Dar nu ardeți podurile, pentru că o să trebuiască, n-o să aveți cum. Noi să găsim soluții fără voi. Eu am soluții și fără voi. Voi fără noi nu o să găsiți soluții. Deci, haideți să discutăm, haideți să fim cooperanți. Oamenii, până la urmă, asta doresc. Știți ce spun oamenii? V-am votat, sunteți în Parlament, în guvern, acolo hotărâți, nu-mi interesează. Nici familie nu-mi interesează. Dar lăsați tătă gălceava asta, blocarea, ruperea ușilor prin Parlament și mai departe. Găsiți limba comună pentru ca lucrurile să miște spre bine. De aceea, indiferent de scenariu, indiferent de scenariu, fără noi nu o să primească nimic. Eu le-am spus, azi am avut o discuție cu ambasadorii, neformală discuție, deci nici n-am publicat, că să nu fie utilizare factorului extern, nici nu spun cu cine, așa mai larg, o să câteva zeci. Și mă întreabă unii așa, mai hidnă, e clar că unii, eu le-am spus că orice joc, inclusiv jocul politic, dar politica tot este în joc. De șac, dacă doriți, mai complicat.
ca și fotbalul, ca și multe altele, sunt suporteri. Sunt suporteri de partea unui jucător și de partea altă. Sunt unii mai înțelepți, mai deștepți, mai hătișori. Nu dau pe față ce fel de suporteri sunt, pentru că noi sunteți ambasadori, voi trebuie să fiți liberi, echidistanță, dar unii prea pe față dau simpatiile politice. Simpatiile. Și mai n-am spus cuiva, știți cum este vorba aceea, să ieși limon. Dar eu am spus, zic, ca și oricare joc, și pot să vă spun, și în șac și în toate, când se termină o partidă, imediat se începe a doua. Pe 15 se termină o etapă. Și imediat pe 15, după finalizarea scrutinului electoral, se începe următoarea partidă. Și eu am o întrebare foarte simplă, cei care fac foarte multe declarații, dar voi înțelegeți lucrul ăsta? Sau voi credeți pe 15 se termină viața în Republica Moldova? Nu se termină, e abia se începe. Totul abia se începe. Все только начинается. Și noi suntem pregătiți de aceasta. Eu sunt pregătit, echipa noastră e pregătită după data de 15 pentru orice scenariu, scenariu A și B și calculate anumite pași înainte. Dar voi sunteți pregătiți? Dacă sunteți pregătiți, dacă luați în calcul că poate fi și un scenariu și a doua, atunci nu trebuie să vă comportați așa cum vă comportați acum. Prin așa declarații și prin așa învinuiri. Calm, liniștit. Vezi ce ai, cum sunt maior de astea frumoase, de candidat lui Vasile de la ProTV. Calm, liniștit. Foarte calm. Nu ardeți podul. Și niciodată nu spuneți niciodată. Pentru că discuții sunt necesare. Domnule președinte, două minute până la finalul acestei emisiuni. Da, a mers destul de repede. Vreau să vă întreb dacă vă așteptați ca Maia Sandu să nu vă mai dea mâna încă o dată, dar ce i-ați transmite cetățeanului de rând care în data de 15 urmează să iau o decizie importantă, inclusiv cetățeanului care a venit la Varnița și a fost obstrucționat de un ales al poporului, ales al poporului care trebuie să unească, nu să dizbine și să bage, să instige la urmă. Ce să înțeleagă cetățeanul de rând despre acest exercițiu și ce trebuie să facă? În primul rând, cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie conștienți că de votul lor depinde viitorul acestei țări. Deci, primul lucru foarte important, noi trebuie să venim, să mergem activ, masiv, să participăm la vot. Și eu mă bucur că în primul tur a fost o participare bună. Cu toate că e mai puțin ca 4 ani în urmă sau ca anul trecut la parlamentari, cu 4 sau 5%, dar a fost o participare bună. Eu mă temeam să nu avem quorum, 1.100.000, dar practic avem 1.300.000 și ceva, aproape 1.400.000. Deci a fost o participare bună. Și trebuie să fim la fel de activi și mai activi în turul 2. Și într-a doilea rând, simplu, ca să nu repet, nu schimbați hulubul de mână pe coțofana de pe gard. E ca să trebuie să memorizeze toți și când să meargă să-și aducă minte. Păi, dar cine e hulub, cine e coțofană? Și să iei decizia corectă. Eu vă mulțumesc mult pentru discuții și răspunsurile pe care le-ați dat. Nu mai avem timp pentru a le continua în emisie în direct. O facem în afara ei. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu NTV Moldova. Noi ne revedem joi.